Bună ziua, stimați consilieri, stimați locuitori ai municipiului Chișinău și nu doar. Vă arăt o poză. Aceasta este poza domnului Ion Ceban lângă un gard. Este poza făcută pe data de 18 septembrie 2019. Atunci când în campanie electorală el ne povestea cum el o să lupte cu construcțiile ilegale, cum el personal o surce la volanul unui tractor și o să demoleze construcții dacă în prima lună de mandata sa nu o să se demoleze. Aici vă mai arăt o poză. Este poza unde este domnul Andrei Năstase, unde sunt și eu în această poză, unde este și doamna Mandati și mulți alți colegi de-a noștri care am făcut parte din blocul acum. Această poză este din data de 24 octombrie 2019, în cadrul căreia domnul Andrei Năstase ne promitea că o să lupte cu construcțiile ilegale și că, ca pârghie pentru aceasta, va institui un moratoriu în construcții pe întreg Chișinău timp de un an de zile. Eu am susținut această idee. Și dumneavoastră, și toți care eram acolo în această conferință. Numai că iată a trecut un an de zile, colegi. Domnul Ceban nu l-am văzut la volanul tractorului și nici n-au mai fost demolate cele construcții, iar acea promisă luptă cu construcțiile ilegale nu s-a făcut altceva decât s-a transformat în legalizare prin puzuri a ilegalităților. Din păcate, domnule Năstase, acea promisiune care ați făcut-o cu moratoriu, ați uitat de ea. Colegii dumneavoastră, în cadrul comisiilor, în cadrul biroului permanent și chiar azi, în ziua ședinței, au blocat moratoriu care dumneavoastră ne-ați propus să-l instituim. Și eu n-am propus pe tot Chișinău, atenție, dar doar pentru centrul istoric, acolo unde este cel mai mare pericol ca construcții ilegale să atenteze asupra nucleului istoric. Mai mult ca atât, atât din vocabularul unora cât și altora, a dispărut cuvântul sau expresia mafia imobiliară. Mai mult ca atât, acei oameni care cândva erau calificați ca cei care vor să construiască oriunde, oricât, deja sunt dezvoltători, care au dreptul să construiască cât vor și unde vor ei. Și asta este rău. Dar și mai grav este nu doar faptul că a fost blocat acest proiect al nostru care vine să rezolve această problemă. Mai grav este faptul că se votează la fel împreună de către platforma DASH, de către socialiști, proiecte care pun în pericol municipiul Chișinău, care admit construcții ilegale. Eu vă amintesc. Proiectul de decizie cu privire la implementarea PUG de către companie din România, care astăzi sunt arestați în România. Ați votat împreună. Eu vă amintesc și despre scoaterea la licitație 1166 hectare, care acum se elaborează documentul în primărie, liniște, vă rog, care se elaborează o nouă variantă după propunerea noastră. Dar nu o să vă plictisesc mult cu trecut. Eu o să vă dau exemple din prezent. Astăzi, pe ordinea de zi, subiectul 26 și 28. Sunt două proiecte de decizii. 26, nu mă întrerupeți, vă rog. Nu mă întrerupeți. Proiectul 26 și proiectul 28 din proiectul ordinii de zi sunt două proiecte de decizii care pur și simplu sunt criminale. Domnule Stas, dumneavoastră ca jurist, vă rog mult, citiți încă o dată avizul CNA. Este un aviz care spune că este un document criminal. Pentru că aceste două documente nu fac altceva decât duc Chișinău într-o zonă gri și care noi împreună vrem să ne luptăm cu ele. 26 și 28 elaborate de către doamna Dogotaru împreună cu doamna Mandati. Rugămintea mea către dumneavoastră, domn președinte, către fracțiunea Platforma DA, că știu sigur că nu toți aveți aceeași opinie. Vă rog mult, haideți să mai analizăm încă o dată proiectul de decizie. Uitați-vă încă o dată și să nu promovăm niște ilegalități. Am o propunere și către domnul Ceban. Domnul Ceban, dumneavoastră știți exact ca și mine. Acum pe masa dumneavoastră de lucru este o cerere de demisie. Cererea de demisie a doamnei Dogotaru. Eu vă rog frumos să o satisfaceți această cerere, să o semnați și să scăpați chișinăuista de așa un specialist care a chinuit un an și ceva orașul Chișinău, care a chinuit mii de oameni care au venit cu proiectele de decizii de privatizare înapoi, pentru că ei au ajuns la cadastru și nu le-au putut înregistra, pentru că au fost prost elaborate. Eu vă rog frumos, haideți împreună să ne unim și să nu avem amnezie la promisiunile care le-am făcut în campanie electorală. Eu vă mulțumesc!